Băi, eu sunt Axel Dark, să vă povestesc o chestie, amintiri din copilărie. Așa se numește. Ia uite-ți în ciobaia. Hai să ne facem o de-aia. Cafeluț! Ce cafeluț? Cafeluluț! Îi zice lui soră mea, dacă încolo Luluță, că o cheamă Elena. Ei, Luluțe! La Medeleni! Vină că mi-e feme! Mi-e feme, Luluțe! Și ți-a băci nebune! Era și o puștale fili și mă dădeam la fetili. Dar fetili era, le plăcea artiști, că așa le place. Era studentii, era student. Și la studenți, de obicei, adolescența se mai mărește. Încă rămân adolescenți. Și de obicei, adolescenții le plac artiști. De ce? Păi, adolescenții, ca și artiștii, au creierul în continuă transformare. Ei, oricum, oamenii normali adolescenți, au creierul în transformare. Și trec în faze de schimbări de comportament, ca și cum ar fi Dili. Nu sunt chiar ca la Dili schimbările de comportament. Așa. Oricum, Dili, acum nu îi credeți voi. Aia sunt chiar copilași în Gireș, știi? Și... iubea un artist, Adrian. Vine la mine. Eram iubit și iubită, știi, mai discutam cu la mea, eu făceam poezii. Aia știa. Că s-a apucat așa să scrie proză. Scrie destul de bine, dar așa, mai la genul de compunere școlară. Scria, știi, scria trăirile interioare de fată care vrea multe chestii. Da? A obținut pe muncă. Așa. Și până alte chestii, dar pe muncă, în principal. Și fetili vine supărat într-o zi. Ea asculta deoseb rock, ca și era la modă. Asculta rock, după aia când am reîntâlnit-o peste 5-6 ani și ne-am împăcat ea și ne-am căsătorit peste alți 3 ani, acum asculta și mai multe, și pop, și pula mea, hip-hop nu n-a ascultat. Mai asculta și manele, unele de astea și-a blânzut de iubire, dar în principal atunci asculta rock. Și îi plăcea o formație, Guns N' Roses. Oh. E denumirea mișto. Deci nu te-ai gândit la fază greștea că e ure. Ce pula mea vrea mers? De te mers? Așa. Și eu m-am prins. Era înlăvărită de un artist. Era înlăvărită. Se spătea pe potaia. Dar era frumos. Artistul era frumos, avea voce și era mișto. Și eu eram frumos că eram tânăr, dar uite că eu arăt ca atunci. Era mai matur la față și îmi plăcea. Și le plăcea și le plăcea. Și trebuia să mă arăt cu deștea mai mari, dar în buletin i-a arătat mulți ani. Și ăsta, prin registru, îi luase, nu știu cum era, Rock Magazine, pula mea, registru de-astea. Eu luam de-astea de știință, ascultam și-o rog, dar nu eram chiar disperat, dar ascultam. De obicei băieții ascultau două hăițuri de-astea. Hei, să luăm de... Fetilii asculta balade. When I don't cry tonight, baby, don't cry tonight. Și gagicile, bă, trebuia și noi să ne prostim. Și băgai ăștia blues, trebuia să-i gagica, că ele visau la gagiul ăla care vine cu mama. Să le dea flori, petale de trandafir, să pute cu el pe petale de trandafir. Dreamon, ceva. Viața nu era așa, dar era mișto, știi? Să zice. După așa au dat seama că le place de ea, toftonchi. Așa, am spus. Nu și-au dat seama. A fost prea târziu că și-au dat seama când l-au luat-o în freză. Nu știu dacă se îndreptea cu capul spre pumnul ăla sau pumnul ăla se îndreptea să căpățână ei. Oricum o merită. Oricare gagică cere și ți se va da și SPANG! Te-a lovit leuca.
Așa, și vine asta suportă. Dani, da. Păi, nu mai îmi place de Axel Rose. Păi, și cum așa, Bruce, nu-ți mai place ce fac? Păi, s-a îndrăgostit de o femeie. Păi, chitea să mai întâmplă ce? S-a îndrăgostit de o femeie. În top model. Păi, chitea, adică. Și a făcut aia niște de l-a părăsit. Și l-a plâng. Păi, ce și ce? Nu mai îmi place de plânge. Păi, chitea și foarte gata. Nu-i mai place de artist, oricum putea să-l atingă, ăla era în America, oricum și dacă era în România nu-l atinge. Dar e bine, artiștii e bun pentru perpetuarea speciei. De ce? Că majoritatea sunt geloși. Majoritatea băieților. Și dacă Gagica place un artist, bă, ce se întâmplă? Nu e complexul lui, că nu vrea să-și fute mama, poate vrea să fute pe mama lui aia, așa de răzbunare. Și ăla trebuie să prefacă, da, îmi place și mie asta, mă, dar în gândul lui. Aia, pe mine mă dăm pula, mie îmi plăcea ce melodii băga, adică îmi plăceau. Era cam soft pentru mine, adică light, era nici light. Dar îmi plăcea câtă pasiune pune tipa. Și am zis, aoleu, frate. Acum, altfel am întrebat-o când am, când văd mai place Guns N' Roses, aia nu, mama. Oricum nici aia nu mai produsese rănii și acum 3 ani, ea nu știe, dar dă-te și tu pe internet să vezi cum arăta. Poate ia să văd cum arăta iubirea vieții lui Adrian, când era în concurență cu mine, era aproape virtual. Când îl văd pe băiat, înainte era plouă, ziceai că era hard, a apărat pe scenă, a alergat de colo-colo, cânta d-alea. Când îl văd îi zic, mamă, îi l-aș arăta fetii, așa gândeam eu când am dat pe goagle, acum vreau să dau pe goagle, pe gloabe, dau pe gloabe. Că câteodată, băi, s-a tâmpit gloabe ăsta, e atât de accesat încât a devenit gloabă. Înainte era mai, așa, mai stalion, acum stalion. Stanion, nu știu ce pula mea era. Acum e mai globă. Câteodată merge, zici că pula mea, sunt niște rezultate, zici că vorbești alte tăi. Unde pula mea e? Dar câteodată merge bine, dar trebuie să știi pula mea cum să cauți. Acum am început eu să le înțeleg, că trebuie eu să le înțeleg. Să rog pula mea, nu trebuie eu să le înțeleg. Și uite, mi-a lăsat botul blănit să mă facă găsici. Băi, eu le-am zice, nu vă ofticați, dar ai văzut ce face drogurile și alcoolul în bărbați? Ce? Axel Rose arată halul ăla ca și urât. E, s-a mai remontat el, a mai ținut dieta, a mai alergat pe acolo, de ce pula mea a făcut. Și a mai luat o gagică, a făcut tracțiuni, viteză. Că s-a mai împăcat cu ăștia, a mai făcut un concert, nu l-a mai văzut, încă arăta mai bine, da? Păi, are vârsta și pune cuvântul. Și vârsta, și drojdia. Dar și asta, cum să zic eu, moștenirea genetică. În neamul meu, din partea mamei, toți bărbații arată tineri pula mea, băi. Dacă vezi pe un film, oricum are ăla niște foci și așa are. Zice, mi-a lăsat foci căluțirie. Dar nu e căluțirie, că la pula mea și face frumoși. Că a lăsat-o mă spații doi așa și nu știu de alea, acum dacă și eu îmi las foci acum și ca rebeleală, cum rebeleală când mă vede mama cu foci la bot, că mă spun, foci la bot. Și apare așa cu foci la bot. Mama, Și acum duc la Adriana, nu știu când o să zic, apare, ca o boare pe răcoare. Că acum e răcoare tot timpul, deci la orice oră apar, trebuie să vorbesc. Ea, văd, când tu ai avea telefon, pula mea sau dacă e bine venit la mine, nu-i fac nimic la față, dar fac niște oameni. Îi zic, ia uite iubirea vieții tale. Aia nu e bine, ba da, îți plăcea de Axl Rose. Ia uite cum arată. Uită-te la mine și uită-te la pozile. Ce poze? Poți să-ți arăt eu poze? Am câteva, da.
Și aduce aminte. Și uite-te la pozele de la mine de acum câțiva ani. Ar cam la fel. În afară de câteva perioade. Poți să te uiți pe YouTube când te bag drojdie. Și cum zice, cearcă nu era așa. Și ăla ce ești? Pencil Black. Deci Ioana era Ioana Dark. Deci și-a lăsat să Ioana Dark. Deci ea râde așa pe tipul dansă. Că și ea. Și eu mă fac Axel Black. I want a fact. I have a fact. In fact, I want a fact you. Voulez-vous coucher avec moi? À tout le monde, la poule à bain.